Să începem să povestim. Și cum vom ajunge la sfârșit? Avem să știm mai multe decât știm acum. Era odată un vrăjitor foarte răutăcios, unul dintre cei mai răi, era chiar dracul. Și vrăjitorul acesta a făcut o oglindă. Dar nu era o oglindă ca toate oglinzile, fiindcă tot ce era mai frumos și mai bun, dacă se oglindea în ea, aproape că nici nu se vedea. În schimb, tot ce era mai urât se vedea în oglindă foarte limpede și chiar mai urât decât fusese. Cele mai frumoase priveliști în oglindă parcă erau spanac fiert și cei mai buni oameni erau în oglindă urâcioși sau ședeau cu capul în jos. Fețele lor erau așa de schimonosite Că nu le puteai recunoaște Și dacă de pildă cineva care avea o alunică pe obraz Se uita în oglindă Alunica creștea și acoperea tot obrazul Ca o pată neagră Dracul zicea că Ăsta este semn hm. Dracul zicea că Ăsta este un semn foarte nostim și de haz Când îi trecea cuiva prin minte vreun gând bun În oglindă se arăta un rânjet Așa că, desigur, dracul vrăjitor se bucura de născocirea lui. Toți cei care umblau la școala lui de vrăjitorie, fiindcă trebuie să știți că avea o școală de vrăjitorie, spuneau în toate părțile că s-a săvârșit o minune. Ziceau că abia acum se putea vedea cum arată într-adevăr lumea și oamenii. Umblau în toate părțile cu oglinda și în curând n-a mai rămas nicio țară și niciun om pe care să nu-i fi schimonosit oglinda aceea. Într-o bună zi s-a gândit el să se urce și în cer cu oglinda, ca să râdă de îngeri și de Dumnezeu. Dar cu cât se urca mai sus în văzduh, cu atât oglinda tremura și se strâmba și de-abia mai putea soție. S-a urcat tot mai sus și mai sus și mai sus și oglinda s-a strâmbat așa de tare și a tremurat așa de cumplit, încât i-a alunecat din mâini, a căzut pe pământ și s-a spart în mii și milioane de bucăți. Dar acum oglinda a pricinuit nenorociri și mai mari, fiindcă unele bucăți erau cât un fir de nisip și au zburat duse de vânt peste tot pământul și au intrat în ochii multor oameni și cei cărora le intrau în ochi cioburile acestea vedeau toate lucrurile schimonosite sau nu mai gândeau acum decât sucit și întortocheat, pentru că aceste cioburi păstraseră toate puterile rele pe care le-a se oglinda întreagă. Unii oameni s-au trezit cu câte un job chiar în inimă și inima lor s-a prefăcut deodată într-un bulgăre de gheață. Unele cioburi erau așa de mari încât unii și alții le-au luat și au făcut din ele geamuri, dar ferească Dumnezeu să te fi uitat la vreun prieten prin geamurile acestea. Alte cioburi au ajuns ochelari, dar cei care purtau acei ochelari vedeau strâmb și judecau nedrept. Dracu râdea să pleznească de toate aceste năzbâtii. Oh, și mai erau încă multe cioburi în lume. Vedem noi îndată. În orașul cel mare în care sunt atâția oameni și atâtea case și n-au toți loc unde să-și facă o grădină și de aceea cei mai mulți trebuie să se mulțumească cu flori în glastre, erau și doi copii sărmani, care aveau o grădină puțin mai mare decât un vas cu flori. Nu erau frate și soră, dar se iubeau între ei ca și cum ar fi fost. Se locuiau în două mansarde din cele două case alăturate și care erau așa de apropiate una de alta încât streșinile mai că se atingeau și cum ferestrele erau față în față, puteai să treci de la o locuință la cealaltă. Părinții puseseră fiecare în streașină câte o cutie mare de lemn umplută cu pământ și să diseră legume și verdețuri de care aveau nevoie la gătit și mai să diseră și câte un trandafir. Era câte unul în fiecare cutie și înflorea foarte frumos. Pe urmă, ce s-au gândit ei? Să puie cutiile de-a curmezișul peste streașină, așa că acum aproape că ajungeau de la o fereastră la cealaltă și erau ca două straturi. Păstăile de mazăre atârnau peste marginile cutiilor și trandafirii și întindeau crengile pe deasupra și se împreunau făcând o boltă de flori și frunze. Cum cutiile erau foarte înalte și copiii știau că nu trebuie să se urce pe ele, aveau voie câteodată să se coboare pe fereastră și să stea pe scăunele între cutii, la umbra trandafirilor și să se joace. Iarna însă petrecerea asta se isprăvea geamurile erau înghețate copiii însă încălzeau pe sobă bănuți de aramă îi lipeau pe geamurile înghețate și deodată se ivea un rotocol streveziu și prin rotocol se uita de la fiecare fereastră câte un ochi drăgălaș și blând erau băiețașul și fetița pe el îl chema Carl pe ea Gretchen vara făceau numai un pas și erau unul lângă altul Iarna însă trebuiau să coboare și să urce pe o mulțime de scări și afară ninja. Atunci bunica zicea, au început să roiască albinele cele albe. Au și o regină? Întrebă băiețașul, fiindcă știa că albinele cele adevărate au o regină. Da, au, spunea bunica. E acolo unde-i roiul mai des, e mai mare decât celelalte, dar nu stă mult pe pământ, se urcă iar în norii cei negri. Noaptea ea pornește în zbor pe străzi și se uită pe fereastră în casă și atunci geamurile îngheață și se fac flori de zăpadă pe la ferestre. Da, da, am văzut, ziceau copiii și acum știau că e adevărat ce spunea bunica. Crăiasa zăpezii vine și pe la noi? A întrebat odată fetița. A, atât ai trebuie să vie, a răspuns băiețașul, că o pun pe sobă și îndată se topește. Bunica l-a mângâiat pe păr și a început o altă poveste. Seara înainte de culcare, când era pe jumătate dezbrăcat, Carl s-a dus la fereastră, s-a urcat pe un scaun și s-a uitat prin rotocolul de pe geam afară începuse să ningă și un fulg cel mai mare s-a prins de marginea unei cutii de flori. Fulgul a crescut până s-a prefăcut într-o femeie îmbrăcată cu o rochie albă care parcă era țesută din mii și mii de fulgi de zăpadă. Femeia era frumoasă și gingașă, dar era de gheață, de gheață sclipitoare și totuși era vie. Ochii străluceau ca două steluțe, dar nu stătea o clipă locului. Femeia a dat din cap și a făcut un semn cu mâna către fereastră. Băiețașul s-a speriat și s-a dat jos de pe scaun și i s-a părut că la geam bate din aripi o pasăre mare. A doua zi a fost senin și ger. Și după aceea n-a mai trecut mult și a venit primăvara. Era cald, copacii au început să înverzească, rândunelele au sosit și și-au făcut cuiburi. Fereastra era mereu deschisă și copiii ședeau iar în grădinița lor de pe streașină. Trandafirii au înflorit, fetița învățase un cântec în care era vorba despre trandafiri și când îl cânta, ea se gândea la trandafirii ei și l-a învățat și pe băiețași și când au acum amândoi, ce frumoși sunt trandafirii și cad pradă ofilirii, traiul nostru e mai bun că înflorim și la Crăciun. Și copiii se țineau de mână, sărutau trandafirii și se uitau la cerul senin. Ce frumos e vara când trandafirii înfloresc. Carl și Gretchen se uitau într-o carte cu animale și păsări. Ceasul de la biserică tocmai bătea ora cinci. Când odată băiețașul spuse... Au m-a lovit ceva în piept și mi-a intrat ceva în ochi. Fetița l-a luat de după gât. El tot clipea din ochi, dar în ochi nu se vedea nimic. A, mi se pare că s-a dus, a spus el, dar nu se dusese nimic. Era un ciob mărunt din oglinda aceea fermecată, care schimonosea și urâțea tot ce era frumos și bun, iar tot ce era rău și urât se oglindea în ea pe de întregul, așa cum era și orice cusur ieșa la iveală. Bietului Carl îi intrase în inimă un ciob și în curând inima lui avea să fie ca un bulgăre de gheață. Acum nu-l mai ducea. De ce plângi?" a întrebat el pe fetiță. Vai ce urâtă ești când plângi! N-am nimic, nu vezi?" a strigat el deodată. Ia uite trandafirul acela, e mâncat de vierm. Și celălalt de culoare e strâm și boțit. Vai ce urâs sunt trandafirii ăștia, ca și cutia în care stau. Și a dat cu piciorul în cutie și a rupt un trandafir. Vai, Carl, ce faci? a strigat fetița. Și când a văzut-o așa de speriată, băiețașul a mai rupt un trandafir. Și a intrat în casă și a lăsat-o pe Grecian singură. Când mai târziu ea a venit iar cu cartea cu poze, el a spus că asta e pentru copiii de țâță. Când bunica spunea vreo poveste, el o tot întreba dacă e adevărat. Pe urmă își punea ochelarii bunicii și vorbea ca ea, o îngâna foarte bine și toți râdeau. În scurtă vreme a ajuns să imite în vorbă și în mișcări pe toți vecinii. Imita mai cu seamă tot ce era urât și caragios la fiecare. Lumea zicea Băiatul e foarte deștept. Dar asta era numai din pricina ciobului pe care l-avea în inimă și tot din pricina asta o necăja și o strâmba și pe Grecian, care îl iubea din tot sufletul. Jocurile lui erau acum cu totul altfel decât fuseseră. Erau jocuri chipzuite. Odată, iarna pe când afară ninja, și-a întins poala surtucului ca să prindă câțiva fulgi, Apoi a luat o lupă și a spus fetiței. Ia uite de prin sticla asta, Grecen! Fetița s-a uitat. Fiecare fulg era mult mai mare și semăna cu o floare sau cu o stea în șase colțuri. Era foarte frumos. E, vezi ce mește sunt? A spus Carl. Sunt mai frumoși decât florile adevărate și nu-i nicio greșeală în ei. Sunt făcuți cu o la anumită. Păcat numai că se topesc. Peste vreo câteva zile, Carl a venit acasă cu o săniuță în spate și cu mănuși groase în mână și i-a spus Gretei. Mi-au dat voie să mă dau cu săniuța în piață unde se dau și ceilalți băieți. În piață, băieții își prindeau uneori săniuța de câte o căruță și se duceau așa o bucată de drum. Era minunat. De data asta, a trecut pe acolo și o sanie mare, vopsită în alb, și în sanie ședea cineva înfășurat într-o blană albă și o căciuliță albă pe cap. Sania a făcut de două ori în pieței și Carl, când a văzut-o că vine iar, și-a prins repede săniuța de ea și a pornit în urma ei. Sania cea mare aluneca tot mai repede și mai repede și a cotit-o pe o uliță alăturată. Vizitiul întorcea din când în când capul și îi făcea semn prietenește lui Carl, parcă l-ar fi cunoscut. Și ori de câte ori băiatul voia să-și desprindă săniuța, cel care stătea în sanie făcea din cap și Carl rămânea așa cum era. Au ajuns la barieră, dar mai apoi au ieșit din oraș. Ninsoarea s-a întețit așa de tare, încât de deasă ce era, băiețașul nu-și mai vedea nici mâinile. Sania mergea tot mai repede. Carl a vrut să iar să se Carl a vrut iar să se desprindă de sania cea mare, dar n-a izbutit. Săniuța alerga ca vântul. A început să strige, dar nimeni nu-l auzea. Ningea mereu și sania aluneca tot mai iute. Deodată a simțit o hurducătură de parcă ar fi trecut peste șanțuri și garduri. S-a speriat cumplit și a încercat să spună o rugăciune în gând, dar degeaba nu-și mai amintea decât tabla înmulțirii. Fulgii cădeau tot mai mari și mai mari, până au ajuns cât niște găini albe. Au sărit deodată într-o parte, sania cea mare s-a oprit și cel care o mâna s-a ridicat. Blana și căciula erau de omăt. În fața lui Carl stătea o cucoană înaltă și mlădioasă, strălucitor de albă. Era crăiasa zăpezii. Am mers bine, a spus ea. Dar mi se pare că ți-i frig. Ia vinu' aici în blana mea de urs." L-a luat și l-a pus lângă ea în sanie, l-a îmbelit cu blana și lui s-a părut că îl aruncă în mijlocul viscolului. Toți i frig?" l-a întrebat ea și l-a sărutat pe frunte, dar sărutarea ei era mai rece decât gheața și îl săgeta până în inimă și doar inima lui era deja pe jumătate un bulgăr de gheață. O clipă a crezut că moare, dar numai o clipă, fiindcă îndată după aceea i-a fost iar bine și n-a mai simțit frigul. Săniuța mea, săniuța mea, să nu uitați! La asta s-a gândit mai întâi și una din găinile cele albe a luat săniuța în spate și a pornit în zbor după ei. Creia sa zăpezii l-a mai sărutat odată pe Carl și el a uitat de Grecian, de bunică sa și de toți cei de acasă. „De acum nu te mai sărut”, a spus ea, „că dacă te mai sărut, mori”. Carl s-a uitat la ea. Va era foarte frumoasă, o față mai cuminte și mai drăgălașă nici nu se putea închipui. Acum nu i-se mai părea de zăpadă ca atunci când o văzuse de la fereastră și i-ai făcut semn. Nu i mai era frică de dânsa a început să-i spuie că el știe să facă socoteli în gând, chiar cu fracții, că știe ce întindere și câți locuitori are țara și ea zâmbea și nu zicea nimic. Și deodată băiatului s-a părut că ce știe el nu-i destul. Și s-a uitat în văzduhul larg și înalt și atunci i-a zburat cu el sus de tot până în norii cei vineții și vijelia vuia și șuiera și în vuietul ei parcă se auzeau cântece străvechi și au trecut în zbor peste păduri, peste ape, peste mări, peste țări. De desubtul lor vâjuia crivățul, urlau lupi, sclipea zăpada, deasupra lor zburau ciori negri care croncăneau prelung și sus de tot era luna mare și luminoasă și o noapte întreagă Carl s-a uitat la lună și în zorii zilei a dormit la picioarele crăiesei zăpezii. E, ce s-a întâmplat oare cu Grecian când Carl nu s-a mai întors? Unde s fi dus Carl? Nimeni nu știa. Băieții atâta știau că-și legase sâniuța de o sanie mare albă și sania aceea s-a dus către bariera orașului. Nimeni nu știa unde este și cei de acasă plângeau după el și Grecia plângea mai tare decât toți. Toți credeau că a murit, că s-a necat în râul de la marginea orașului. A fost o iarnă lungă și tristă. Și în sfârșit a sosit primăvara cu raze calde de soare. Ah, Carl a murit, spunea Grecia. Noi nu credem că a murit, i-au spus razele de soare, a murit, spunea ea rândunelelor. Nu credem că a murit, spuneau rândunelele. Și de la o vreme, parcă nici grecian n-a mai crezut. Într-o dimineață, ea s-a gândit. Am să-mi pun pantofii cei noi, pantofii roșii, pe care Carl încă nu i-a văzut, și am să mă duc la râu să-l întreb dacă știe ceva de dânsul. Era de vreme de tot. Grecia a sărutat-o pe bunică sa care mai dormea și a pus pantofiorii cei roșii și s-a dus singurică la râu și l-a întrebat. E adevărat că mi-ai luat prietenul cu care mă jucam? Uite, ți dau pantofii mei cei roșii numai să mi-l dai înapoi pe Carl. Valurile făceau parcă niște semne ciudate. Și Grecian și-a scos pantofii la care ținea mai mult decât la orice și i-a aruncat în apă. Pantofii însă au căzut prea aproape și valurile i-au adus la mal. Ai fi zis că râul nu voia să ia ce avea ea mai scump, deoarece Carl nu era la el. Gretchen a crezut că n-a aruncat pantofiorii destul de departe și atunci s-a suit într-o luntre care era legată în păpuriș, s-a dus până la capătul ei și a aruncat pantofii în apă. Luntrea însă nu era legată bine și când fetița s-a repezit să arunce pantofii, s-a desprins de țărm, și a pornit pe apă. Grecian, când a văzut așa, a vrut să se întoarcă și să sară pe mal, dar luntre acum ajunsese departe și pornise pe râu în jos. Grecian s-a speriat și a început să plângă, dar cine s-o aude decât vrăbile, dar vrăbile nu puteau să o tragă la țărm. Și atunci ce să facă? Zburau de-a lungul malului și ciripeau vrând parcă să o mângâie. Uite, suntem aici, suntem aici!" Luntrea mergea repede la vale. Grecian era numai în ciorapi. Pantofii ei cei roșii veneau pe apă după luntre, dar nu puteau să o ajungă, fiindcă luntrea mergea mai iute. Frumos era pe maluri, flori mândre, copași bătrân pășuni cu oi și vaci, dar nici țipenie de om. Poate că râul mă duce la Carl, se gândea Grecian și gândindu-se așa, parcă a mai venit inima la loc. S-a ridicat și a început să se uite la malurile verzi. A mers ea cât a mers și a ajuns cu luntra la o livadă de cireș, și în mijlocul livezii era o căsuță cu ferestre roșii și albastre. Căsuța era acoperită cu paie și la ușă stăteau doi soldați de lemn cu pușca la umăr. Grecia n-a strigat la ei, credea că zvi, dar ei, bineînțeles, n-au răspuns nimic. Lundra s-a apropiat de țărm. Râul o împingea într-acolo. n a strigat mai tare și atunci a ieșit o babă sprijinindu-se într-o cârjă. Avea o pălărie mare de soare zugrăvită cu flori. Sărăcuța de tine, a spus baba. ai nimerit tu luntre și ai pornit singură pe apă în lumea largă? Și baba a venit la marginea apei a apucat lundrea cu cârja, a tras-o la mal și a scos-o din lundre pe grecian. Fetița era veselă că a ajuns iar pe uscat, dar se și temea puțin tel de babă. Aceasta i-a zis, Și acum spunem -mi și mie cine ești și de unde vii?" Grecian i-a spus tot. Baba asculta, dădea din cap și zicea numai, hmm, Hmm. Și când Grecian a isprăvit de povestit și a întrebat-o dacă nu cumva l-a văzut pe Carl, baba a răspuns că n-a trecut pe acolo, dar că are să vie el să se uite la flori, că sunt mai frumoase decât toate cărțile cu poze și fiecare dintre ele știe câte o poveste. Și baba a luat-o pe Grecian de mână și s-a dus cu ea în casă și a încuiat ușa după ce au intrat. Ferestrele erau foarte sus și geamurile erau roșii, albastre și galbene. O lumină tare ciudată pătrundea prin ele. Pe masă era o farfurie mare plină cu cireșe frumoase și Grecian s-a așezat și a mâncat cireșe câte a vrut, fiindcă avea voie să mănânce cât îi place. Pe când mânca, baba a pieptănat-o cu un pieptene de aur și părul s-a cârlionțat și a căpătat o strălucire minunată și chipul fetiței rotund și bucălat era ca trandafirul. De mult mi-am dorit o fetiță drăgălașă așa ca tine. Ai să vezi ce bine avem să ne împăcăm noi împreună. Și tot pieptănându-i baba părul, grecia n-a uitat și de prietenul ei, Carl. Fiindcă baba făcea farmece dar nu era o vrăjitoare rea. Vrăja numai așa ca să-și treacă vremea și să trăiască mulțumită. Și ar fi vrut să rămână în la ea, fiindcă îi plăcea foarte mult. De aceea s-a dus în grădină, a pălit cu cârja toți strandafirii câți erau pe acolo și toți au căzut și au intrat în pământ. Și acum nici nu mai se cunoștea pe unde fuseseră. Pasămite baba se temea că Grecian, când are să vadă trandafirii, are să-și amintească de trandafirii ei de acasă și atunci uh, își va aminti și de Carl și poate că ar vrea să fugă atunci. După asta, baba a dus-o pe Grecian în grădină. Ce mireasmă și ce frumusețe era aici! Toate florile de pe lume și din toate anotimpurile le găsea aici înflorite. Nici o carte cu poze nu era mai frumoasă. Grecian a sărit în sus de bucurie și s-a jucat prin grădină până seara când soarele s-a lăsat după cireș. Apoi s-a culcat într-un pat cu perne de mătase roșie, brodate cu toporaș și a dormit și a visat tot visuri frumoase, cum visează numai o creiasă în ziua nunții. A doua zi, Grecian s-a jucat iar cu florile prin grădină cât a vrut. Ei, așa a trecut multă vreme. Grecia îmi cunoștea acum fiecare floare, dar deși era o mulțime, ei îi se părea că lipsește una, care anume nu știa. Iată însă că într-o bună zi s-a uitat mai bine la pălăria de soare pe care o purta baba și care era zugrăvită cu flori și a văzut printre florile zugrăvite și un trandafir care era mai frumos decât toate celelalte. Baba uitase să șteargă de pe pălăria ei trandafirul. Atunci când surghiunise în pământ trandafirii din grădină. Dar ce să-i faci? așa e întotdeauna când nu bași bine de seamă. Cum? a spus Grecian. Să nu fie oare aici niciun trandafir? Și s-a dus de repede în grădină și a căutat în toate straturile dar n-a găsit niciun trandafir. Și atunci s-a așezat jos și a început să plângă, să plângă, și lacrimile ei au căzut tocmai pe locul unde fusese îngropată o tufă de trandafir. Și când lacrimile calde au udat țărâna, tufa a ieșit deodată din pământ, așa de înflorită ca atunci când fusese îngropată. Grecia n-a îmbrățișat trandafirul, a sărutat florile și s-a gândit la trandafirii ei frumoși de acasă și la Carl. Ah, de ce m-am oprit eu oare aici?" a spus fetița. Eu voiam să-l caut pe Carl. Voi știți unde -i? a întrebat ea trandafirii. Ce credeți, a murit?" Nu, n-a murit," au spus trandafirii. Noi am fost în pământ și în pământ sunt toți morții, dar Carl nu este printre ei. Vă mulțumesc de ce mi-ați spus, a zis Grecia și s-a dus la celelalte flori, s-a uitat în potirul fiecarea dintre ele și a întrebat, nu știți unde e Carl? Dar florile se încălzeau la soare și visau la cele plăcea lor să viseze și niciuna nu știa ce e cu Carl. Degeaba mai întreb florile, și-a spus Grecian Ele știu numai ce se întâmplă cu dânsele De altceva habar n-au Și Grecian și-a pus poalele în brâu Ca să poată să meargă mai repede Și a luat-o la fugă Până în fundul grădinii Portița era închisă Dar ea a apăsat pe clanța ruginită Și clanța s-a ridicat Portița s-a deschis Și Grecian a pornit în lumea largă Desculță cum era S-a uitat de câteva ori înapoi Dar nu urmărea nimeni de la o vreme n-a mai putut merge. S-a așezat pe un bolovan și când s-a uitat în prejur, a văzut că nu mai era vară. Era toamnă târziu. În grădina babei, în care mereu era cald și erau flori din toate anotimpurile, nu puteai să-ți dai seama cum trece vremea. Doamne, cum am mai întârziat, a spus Grecean. Uite că e toamnă, nu mai pot să zăbobesc. Și s-a ridicat și a pornit iar la drum. Vai, piciorușele ei erau obosite și zgâriate, de jur împrejur erau urât și frig, crengile pletoase ale sălcilor erau galbene și frunzele cădeau smulse de vânt și numai porumbarul mai avea poame, dar nu erau bune. Și când n a încercat să mănânce din ele, i-au făcut gura pungă de acre ce erau. Trist și urât era în lumea largă. Grecian iar a trebuit să stea și să se odihnească. Deodată a văzut în fața ei zăpadă, iar pe zăpadă a zărit un cioroi. Cioroiul s-a uitat la ea, a dat din cap și a zis, Bună ziua, Mai bine nu putea să vorbească, dar era foarte prietenos și a întrebat-o pe fetiță încotro a pornit așa, singură. Cuvântul singură Grecian l-a înțeles foarte bine și a priceput ce înseamnă asta. Îi povestea atunci cioroiului toată viața ei și tot ce pățise. Și îl întrebă dacă l-a văzut pe Carl. Cioroiul a clătinat din cap pe gânduri și a spus. S-ar putea? Cum? Crezi că da? A întrebat fetița. L-a sărutat pe cioroi și l-a strâns în brațe mai să-l înăbușe. Încet, încet! A spus cioroiul. Cred că știu, cred că el. Dar acum mi se pare că de când cu prințesa pe tine te-am uitat. Stă la o prințesă? A întrebat Gretchen. Da, îți spun eu toată povestea, numai că îmi vine greu să vorbesc în limba ta. Nu cunoști limba ciorilor, mi-ar fi mai ușor. <hânt> nu, n-am învățat limba ciorilor, a răspuns Gretchen. Bine, nu face nimic, am să-ți și eu cum, cum oi putea. Și a istorisit tot ce știa în împărăția asta în care suntem acum, stă o prințesă care e foarte deșteaptă. Așa e de deșteaptă că a citit toate gazetele din lume și le-a uitat. De ună zi ședea pe tron și asta pare să că nu-i lucru plăcut și se zândea pe tron, a început să cânte un cântec. De ce nu m-aș mărita? Chiar așa s-a gândit și ea. De ce nu m-aș mărita? Ia să încerc. Dar ea voia să găsească un bărbat care să știe ce să răspundă când să stai de vorbă cu el, unul care să-și vorbească, nu numai să-și arătos și dichisit pe tron ar fi prea plicticos. Prințesa a pus să bată toba să se adune doamnele de onoare și când acestea au venit și au auzit, au fost foarte mulțumite. Iată o veste plăcută, au spus ele. La asta chiar ne gândeam și noi. Și să știi că tot ce spun eu e adevărat, a zis cioroiul. <laughs> și eu am o iubită. <laughs> e domesticită și stă la curte. Ea mi-a povestit tot. Iubita lui era, bineînțeles, o cioară. Pentru că cioara la cioară trage, asta e știut și tot ce rămâne. A doua zi ziare zi, le-au apărut cu un chenar de inim și cu numele prințesei în chenar. Scrie acolo că orice tânăr plăcut la înfățișare poate să vie la palat și să stea de vorbă cu prințesa și acela care știe să vorbească mai bine și în așa fel, de parcă ar fi la el acasă, pe acela prințesă are să-l ia de bărbat. Da, da, E chiar așa cum îți zic, poți să mă crezi, e adevărat, așa cum mă vezi și cum te văd. Au venit o mulțime, era un ală și un dute vino necontenit, dar nici în ziua din tâi, nici a doua zi nu s-a ales nimic din treaba asta. Toți puteau să vorbească bine când erau pe stradă, dar de îndată ce intrau pe poarta palatului și vedeau garda în zale de argint și pe scări slujitori înmuiați în fir, treceau prin sălile și galeriile palatului cu covorașe scumpe și policandre de cristal și se zăpăceau. Și când ajungeau în fața tronului pe care și dea prințesa, nu mai puteau să spune nimic decât doar cuvântul cel din urmă pe care îl rostise prințesa. Și bineînțeles că ea n-avea poftă să mai audă odată ce spusese tot ea. Parcă i-a pucat pe toți o toropeală când era un palat. Și abia după ce ieșau de acolo, se trezeau și începeau iar să vorbească. Și era un șirac de oameni care ținea de la porțile orașului până la poarta palatului. Era și eu pe acolo. Le era sete și foame de atâta așteptare, dar când ajungeau la palat nu le mai dădea nimeni nimic, nici măcar un par cu apă. Unii mai deștepți își luaseră câteva felii de pâine Cunt, cu dar nu dădeau nici altora, fiindcă se gândeau, la să fie lihniți de foame, că dacă îi vede prințesa așa de prăpădiți, nu-i alege. Și Carl? întreba grecia. El când a venit, era și el acolo? Stai puțin că-ți spun îndată. A treia zi a venit un domnișor, dar nu călare, nici cu trăsura. Pe jos, era vesel și cu ochii care străluceau așa ca și tăi. Și avea un păr lung și frumos, dar era cam prost îmbrăcat. Ah, Carl era, S-a bucurat Grecian. Bine că l-am găsit! Și-a bătut din palme de bucurie. Avea uranii în spate. Nu, trebuie să fi fost săniuța, a spus Grecian. Și-a luat săniuța când a plecat. Mm, se poate, nu m-am uitat bine, dar, dar iubita mea domesticită mi-a spus că atunci când a intrat în palat și a văzut garda în zale de argint și slujitorii pe scări muiați în fir, el nu s-a făsăcit deloc. A dat din cap către ei și le-a spus, nu vă plictisiți să stați mereu pe scări? Eu mă duc înainte. Sala cea mare strălucea de lumina policandrelor. Curten de tot felul umbla ușurel și țineau în mână ulcele de aur. Ghietele lui scârțiau grozav, dar nici el nu se închise de asta și era ca la el acasă. Asigur că e Carl, a spus Grecian. Avea ghete noi și scârțâiau când umbla cu ele în odaia bunicii. L-am auzit eu. Da, da, scârțiau. Domnișorul acela s-a dus drept la prințesă. Prințesa ședea pe un mărgăritar mare, cât o roată de moară. Toate doamnele de la curte, cu cameristele lor și cu cameristele cameristelor, și toți curtenii lor și cu slujitorii slujitorilor care și ei la rândul lor aveau câte o slugă, stăteau adunați de jur împrejur și cei care erau mai aproape de ușă erau și mai mândri. Până și sluga celui mai de pe urmă slujitor care sta drept în ușă și umbla numai cu pantofi era atât de mândră și înfumurată că nu-i ajungea nici cu prăjina la nas. Groaznic trebuie să mai fie, a spus Grecian. Și Carl s-a însurat cu prințesa? Hmm, dacă n-aș fi fost cioroi, m-aș fi însurat eu cu ea. Neapărat. Cu toate că sunt logodit. Drăguța mea cioara cea domesticită zice că el a vorbit tot așa de bine cum vorbesc eu când vorbesc limba ciorilor. Era drăguț și vesel domnișorul și zicea că n-a venit să-i ceară mâna, ci numai așa, fiindcă auzise de deșteptăciunea prințesei și voia să stea cu ea de vorbă. Dar după aceea și ea l-a plăcut foarte mult pe el. Da, desigur că e Carl, spuse Grecia. Și el e deștept și ce să facă socoteli în gând cu fracții. Nu vrei să mă vad și pe mine în palat? E, asta e ușor de spus, dar cum să facem oare? Am să vorbesc cu drăguța mea. Are să găsească ea ceva. Pentru că să știi că unei fetițe așa ca tine nu i se dă voie în palat. A, lasă că intru eu, a spus Grecia. Când află Carl că am sosit îndată, vine jos să mă ia cu el. Așteaptă-mă acolo la portiță, a spus cioroiul. Apoi a clătinat din cap și și-a luat zborul. Abia către seară s-a întors. Ha, drăguța mea îți trimite multe salutări și îți mai trimite și o chiflă. A luat-o din bucătărie, au acolo destule. Hai, iau, o că ți-o fi foame. În palat e cu neputință să intri fiindcă ești desculță și garda cu zale de argint și slujitorii înmuiați în fir n-au să te lase. Hai, stai, nu plânge, stai, nu plânge că tot o să poți intra. Drăguța mea știe o scară pe din dos, pe unde ajungi în, în și știe unde e cheia. Cioroiul și cu Grecen au intrat în grădină pe alea cea mare, pe care cădeau mereu frunzele din copaci și, după ce la aparat s-au stins luminile una câte una, cioroiul a dus-o pe Grecen la o ușă de din dos, care era numai împinsă, nu închisă. Vai cum îi bătea grete inima, parcă, parcă ar fi vrut să-i facă un lucru rău și ea doar atâta voia să-l vadă pe Carl, să vadă dacă este acolo și acolo era fără îndoială. Și ea se gândea la ochii lui limpe, la părul lui lung, Parcă-l vedea cum zâmbește ca atunci când ședeau amândoi la umbra trandafirilor. Desigur că are să se bucure când are să o vadă și ea are să-i spună ce drum lung a făcut până să dea de dânsul și ce necăjiți au fost cei de acasă când el a plecat și nu s-a mai întors. Grete era teamă și totodată se bucura. Au ajuns sus la capătul scării. Pe un scrin era o lampă aprinsă și jos pe podele stătea cioara cea domesticită, și și întorcea capul în toate părțile. Grecian a făcut o plecăciune așa cum o învățase bunică sa. Logodnicul meu mi-a spus numai lucruri frumoase despre mata domnișoară, zise cioara cea domesticită. Povestea ma tale e duioasă, ia te rog lampa, eu am să merg înainte să-ți arăt drumul, pe unde mergem noi nu-i nimeni. Parcă aud pe cineva în urma noastră, spune Grecian, și chiar atunci a și trecut ceva pe lângă dânsa. Pe zid alergau ca niște umbre, cai cu coama în vânt și cu picioarele subțiri și pe cai domni și doamne și vânători. Astea sunt numai visuri, a spus cioara. Vin și iau la vânătoare gândurile prințului și ale prințesei. Asta e chiar foarte nimerită acum pentru că ai să poți să-i vezi mai bine. Și trag și eu nădejde că atunci când ai să ajungi la cinste și mărire N-ai să mă uiți nici pe mine De asta să n-ai nicio grijă A spus șoroiul din pădure Ajunseseră acum într-o încăpere mare Tapetată cu mătase roz, cu flori Și deodată visurile au trecut valvârtești pe lângă ei Dar așa de repede că Grecia n-a putut să-l vadă pe prinț Și nici pe prințesă Grecian și cu cele două ciori au mai trecut apoi prin câteva odăi, una mai frumoasă decât alta, și au ajuns în iatac. Aici, tavanul semăna cu un palmier cu frunze de sticlă și în mijlocul odăii atârnau de o tulpină de aur două paturi, fiecare din ele semănând cu un crin. Un pat era alb, celălalt era roșu, și în acesta, din urmă, trebuia Grecian să-l caute pe Carl. A dat la o parte o petală roșie și a zărit o ceafă brună. Oh, Carl era! Grecian l-a strigat pe nume, a ridicat lampa și, deodată, visurile s-au întors în goană odaie și el s-a trezit, a întors capul și. Nu era Carl. Prințul semăna cu Carl numai de la spate, dar era și el tânăr și drăguț. Prințesa se trezise și ea din patul ei de petale albe de crin și se uita acum clipind din ochi la Grecia. A întrebat ce este. Grecia a început să plângă și i-a spus toată povestea ei și ce făcuseră cele două ciori pentru ea. Săraca de tine, au spus prințul și prințesa, au lăudat pe cele două ciori și au spus că nu supărați pe ele, numai că de acum înainte să nu mai facă ce-au făcut. Au să primească și o răsplată. Vreți să zburați în libertate?" a întrebat prințesa. Ori vreți mai bine câte o slujbă de cioară prin ciare și cu drept la toate cojile de legume de la bucătărie?" Ciorile s-au închinat și au spus că vor să aibă o slujbă Fiindcă se gândeau că e bine la bătrânețe să aibă ceva sigur și să nu ducă grijă de nimic. Prințul s-a sculat din pat și a pus-o pe Grecean în locul lui să doarmă. Mai mult nu putea face nici el. Grecean și-a împreunat mâinile și s-a gândit: Ce bun sunt oamenii și animalele! și-a închis ochii și a adormit. Toate visurile au venit iar va vârtej înapoi. Și acum erau ca niște îngeri și trăgeau o săniuță în care era Carl și el făcea semn din cap, dar nu era decât un vis. Și de aceea a pierit când ea s-a trezit. A doua zi au îmbrăcat-o mătase și în catifea din cap până în picioare. Au poftit-o să rămână la palat și să trăiască în belșug. Dar ea s-a rugat să-i dea numai o trăsurică cu un cal și o pereche de pantofi, pentru că voia să plece în lume să-l caute pe Carl. I-au dat îndată pantofi și un manșon, au îmbrăcat-o frumos și când să plece, la scară era o caleașcă numai de aur și stema prințului și a prințesei strălucea pe ea ca o stea. Vizitiul și valetul aveau coroane de aur pe cap. Prințul și prințesa au ajutat-o pe în să se urce în caleașcă și i-au urat drum bun. Cioroiul cel din pădure, care era acum însurat, a însoțit-o cale de trei poște. Ședea lângă ea, fiindcă nu-i plăcea să meargă cu spatele. Cioara de la curte stătea în ușă și dădea din aripi. Nu putuse să vină, fiindcă o durea capul de când căpătase o slujbă și mânca prea mult. <laughs> Caleașca pe dinăuntru era căptușită cu turtă dulce, iar în lada de sub capră erau fructe și covrigi. Drum bun, drum bun, au spus prințul și prințesa. Grecian a plâns și cioara a plâns și ea. După ce au mers așa vreo trei poște, cioroiul și-a luat și el rămas bun și despărțirea dintre ei a fost și mai duioasă. Cioroiul a zburat pe un copac și a tot fâlpâit din aripile lui negre până când caleașca nu s-a mai văzut. Au intrat într-o pădure deasă, dar caleașca strălucea ca o faclă. În pădure erau tâlhari. Cum au văzut caleașca, au și venit. E de aur! E de aur!" au strigat tâlharii și s-au repezit, au apucat caii de drlogi, au omorât pe vizitiu și pe valeți și au scos-o pe grecian din caleașcă. Oh, e grăsuță și drăguță, hrănită numai cum ies de nucă!" A spus o babă, nevasta unui tâlhar. Avea păr pe obraz și niște sprâncene stufoase care atârnau până peste ochi. E chiar ca un miel gras, trebuie să fie foarte gustoasă!" Și baba și-a scos cuțitul, era un cuțit ascuțit tare și lucios de te numai când te uitai. Dar chiar în clipa aceea, baba a scos un țipăt, fiindcă fetița ei, pe care o purta în spate și care era grozav de obraznică și de rea, am mușcat-o de ureche. A, furisită ce ești!" a strigat baba de durere și a uitat să o taie pe grecea. Lasă, o lasă că vreau să mă joc cu ea!" a spus fetița de tâlhar. Am să iau manșonul și hainuțele și are să doarmă cu mine!" Și-a mai mușcat -o odată pe mumă sa așa de tare că tâlhăroaica a sărit în sus și s-a îmbârtit de câteva ori de durere. Și toți tâlharii râdeau și spuneau, ia uite-o cum joacă cu fică sa în spate. Vreau să mă urc în caleașcă, a spus fetița de tâlhar, și au trebuit să-i facă pe plac, fiindcă era răsfățată și încăpățânată. S-au urcat amândouă în caleașcă și s-au înfundat în pădure. Fetița de tâlhar era de o vârstă cu grecen, dar mai voinică, mai spătoasă, mai negricioasă, ochii erau negri și parcă mâhniți. A luat-o de mijloc pe grecen și a spus, Eu nu vreau să te omoare până nu mai supăra eu pe tine!" Dar tu ești prințesă, nu?" Nu," a răspuns Grecian și i-a povestit tot ce i se întâmplase și cât de mult ținea ea la Carl. Fetița de tâlhar s-a uitat gânditoare la ea, a dat ușor din cap și a spus, Nu, nu trebuie să te omoare nici dacă mă-i supăra pe tine, că dacă mă-i supăra, te omor eu." Și i-a șters lui Grecian lacrimile și și-a băgat mâinile în manșonul lui Grecian. Care era călduros și moale. Caleașca s-a oprit. Erau acum în curtea unui castel de tâlhari care era dărâpânat de sus până jos. Pereții erau sparți, și prin găuri intrau și ieșau în zbor corbi și ciori. Iar niște dulei voinici, care ar fi înghițit și un om, săreau în toate părțile, dar nu lătrau, fiindcă nu aveau voie. În sala cea mare a castelului, veche și a fumat în mijloc pe lespezi ardea un foc mare. Fumul se urca până în tavan și trebuia să-și găsească singur un loc pe unde să iasă. Pe foc era un cazan mare cu supă și câțiva tâlhari frigeau la frigare iepuri și iepuri de casă. Noaptea asta e să dorm cu mine și cu păsările mele, spuse fetița de tâlhar. După ce au mâncat, S-au dus într-un colț unde era un maldăr de paie acoperit cu covoare. Deasupra, pe niște stinghi, erau peste o sută de porumbei care parcă dormeau, dar toți au tresărit când au venit fetițele. Ai mei sunt toți!" a zis fetița de tâlhar și au luat un porumbel de picioare și l-a scuturat până când a început să dea din aripi. Sărută-l!" a strigat ea către grecian a lovit-o în obraz cu porumbelul. Uite, colo sunt porumbei sălbatici, a mai zis ea și a arătat o gaură în zid cu niște bețe înfipte în chip de gratii. Sunt doi și trebuie să-i țin închiși, ca altfel zboară. Și uite aici, pe bum bum, bum bum e foarte drag. Și trase de coarne pe un ren care stătea legat într-un colț cu o zgardă de fier la gât. Și pe el trebuie să-l ținem strâns, ca altfel o ia la fugă, în fiecare seară înainte de culcare îl gâdil cu cuțitul și este frică groaznică. Și fetița scoase un cuțit lung dintr-o crăpătură zidului și îl dezmierdă ușurel pe ren cu cuțitul pe gât. Bietul ren a început să dea din picioare și fetița de tâlhar a început să râdă, apoi a luat-o pe grecia în pat cu ea. Tu dormi cu cuțitul în mână?" A întrebat-o grecen uitându-se că am îngrijorat-o la cuțit. Întotdeauna dorm cu cuțitul, a răspuns fetița de tâlhar. Niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Au acum ia spunem din nou cum a fost cu Carl de ce ai plecat în lumea largă. Grecean a povestit iar cum a fost, și porumbeii sălbatici uiau în colivie, și ceilalți porumbei dormeau. Fetița de tilhar cu o mână, a luat-o pe după gât pe Grecean iar cu cealaltă ținea strâns cuțitul. N-a trecut multă vreme și a adormit, începând să sfore. Grecian însă nu putea să închidă un ochi. Se gândea ce o să se mai întâmple cu ea, dacă o să o moare sau o să o lase să trăiască. Tâlharii ședeau lângă foc, beau, cântau, tâlhăroai ca se dădea de-a tumba, era o priveliște groaznică pentru biata fetiță. Și deodată porumbeii sălbatici au început să vorbească. L-am văzut pe Carl Sania i-o trăgea o găină albă și el ședea în trăsura crăiesei zăpezi, Crăia s-a trecut pe deasupra pădurii când eram pui și ședeam în cuib. A suflat înspre noi și toți ceilalți au murit, numai noi am rămas. Ugu, 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 ugu. Ce tot vorbiți acolo?" a strigat la ei grecian. Încotro se ducea crăiasa sa zăpezii. Mai știți ceva de dânsa?" Noi credem că s-a dus în Laponia, fiindcă acolo e mereu zăpadă și gheață. Întreabă pe renul acela care e legat. Da, acolo e zăpadă multă și e strașnic de frumos, a spus renul. Acolo poți alergi și să zburzi cât îți place. Acolo își are crea să zăpezi cortul ei de vară, dar palatul ei e departe, tocmai către polul nord pe o insulă, o insulă care îi zice Spitzbergen. O, oh, cu Carl, a oftat da Dar mai stâmpără totodată, a strigat fetița de tâlhar, ca acuși m-a cuțit un tine. A doua zi dimineață Grecian i-a spus tot ce vorbi să sălbatici. Fetița de tâlhar s-a gândit o clipă, apoi a dat din cap și a zis. Tot una ai, tu știi unde e Laponia? A întrebat ea pe Ren. Cine să știe dacă nu îi știu eu? A răspuns Renul și ochii au scânteiat. Doar eu acolo m-am născut și am crescut și acolo am zburdat pe zăpadă. Uite ce zic eu, spuse Gretei fetița de tâlhar. Acum toți ai noștri au plecat, numai mama a rămas acasă. Pe la amiază, ea bea din sticla aceea mare pe care o vezi acolo, pe urma doarme. Vedem noi ce e de făcut. Fetița de tâlhar a sărit din pat, a luat-o pe mama sa de după gât, a tras-o de barbă și a spus Bună dimineața, capră bătrână ce să ia câteva bobârnace de i s nasul, dar asta era la ea un semn de dragoste. După ce mama s-a atras dravă din sticlă și a adormit, fetița de tâlhar s-a dus la ren și a spus Îmi place grozav să te dezmierd pe gât cu cuțitul, că ești caragios când te dezmierzi și a zvârli din picioare. Dar acum trebuie să-ți dau drumul. Am să tai frânghia și ai să pleci în Laponia. Dar să te duci drept acolo și să o ui pe fetița asta în spate și să o duci la palatul în care stă crăiasa zăpezii și unde este prietenul fetiței. Cred că ai ascultat ce spunea, că a vorbit destul de tare și tu ai ascultat. Renul a sărit în sus de bucurie. Fetița de tâlhar a luat-o pe grecia a urcat-o pe ren, a legat-o de spinarea lui și a dat și o pernuță să-și o pună de desubt. De frig n-are să fie prea frig, că ai pantofi blăniți. Dar manșonul ți-l iau eu, că-mi place. Da, uite, îți dau mănușile mamei. Sunt cam mari, că ți ajung până la coate, dar punele. Acum ai niște mâini, chiar ca mama. <laughs> Grecia n-a început să plângă de bucurie. A, ei, nu-mi place că plângi. Nu, nu, nu. Nu-mi place. Acum trebuie să fii veselă. Uite, îți dau două pâini și o bucată de șuncă ca să ai pe drum. A legat de spinarea renului șunca și pâinea, pe urmă a deschis ușa și a chemat înăuntru dulăii, apoi a tăiat frânghia cu cuțitul ei cel bine ascuțit și a spus renului. Pleacă repede, hai, hai și ai grijă de fetiță! Grecia a întins către ea mâinile cu mânușile până la coate și și-a luat rămas bun. Și renul a luat-o la fugă peste râpe și prin ponoare, prin pădurea cea mare, pe câmpi și ape înghețate. Lupii urlau, corbii croncăneau, și pe cer parcă se întindeau niște perdele luminoase. Asta e aurora boreală, a spus Renul. Ia uite cum strălucește! Și a început să alerge și mai repede. Și așa au mers ei ziua și noaptea, fără să se oprească. Și când pâinea și șunca s-au isprăvit, au ajuns și ei în țara laponilor. S-au oprit la o căsuță care era tare sărăcăcioasă. Acoperișul atârna până aproape de pământ și ușa era așa de joasă că trebuia să intri și să ieși pe brânci. În căsuță nu era decât o laponă bătrână care stătea lângă o lampă, ardea cu un tură de focă și pe care fierbea niște pește. Renul i-a spus babei tot ce se întâmplase cu Grecian, dar mai întâi a povestit ce îi se întâmplase lui, pentru că asta îi se părea lucru mai de seamă, iar Grecia era așa de înghețată că nici nu putea vorbi. Vai de capul vostru!" a spus Lapona. Mai aveți o mulțime de mers. Trebuie să mai faceți vreo sută de poște și să ajungeți în Fingmarken. Acolo stă creasa zăpezi și aprinde în fiecare seară un foc de bengal." Am să scriu câteva vorbe pe un pește uscat, că hârtie n-am, și am să vă dau o scrisoare către o finlandeză care locuiește acolo. Ea are să vă spună mai bine cum stau lucrurile. După ce grecea s-a încălzit și a mâncat, Lapona a scris câteva vorbe pe un pește uscat, a dat Gretei peștele și a spus să-l păstreze bine. A legat-o iar pe fetiță de spinarea renului, și renul a pornit la fugă. Toată noaptea, aurora boreală a luminat cerul cu strălucirea ei albastră. Și așa, după ce au mers cât au mers, au ajuns în Finlanda și au bătut în hornul finlandezei pentru că ușă nu avea. Înăuntru era o căldură așa de mare că finlandeza umbla aproape goală. Era mititică și zbârcită. I-a scos repede gretei hainele, i-a scos mănușile și ghetuțele, că altfel ar fi fost prea cald fetiței. I-a pus renului o bucată de gheață pe cap și a citit ce era scris pe peștele uscat. A citit de trei ori până ce a învățat pe din afară tot ce era scris și a băgat peștele în oala cu supă, că doar era bun de mâncat. Și finlandeza nu pierdea niciodată nimic. Renul i-a povestit mai întâi întâmplările lui și pe urmă pe acele ale Gretei. Și finlandeza clipea din ochii ei isteți, dar nu zicea nimic. Tu ești deșteaptă, a spus Renul. Eu știu că pot să înnoz la cap toate vânturile din lume într-un singur ghem. Dacă corăbierul deznoadă un nod, atunci capătă un vânt prielnic, dacă deznoadă alt nod, vântul bate tare, iar dacă deznoadă încă unul și încă unul, atunci bate de urnește din loc pădurile. de și fetiței să bea ceva ca să capete putere cât 12 voinici și să răpună pe crea sa zăpezii. Da, să vedem, a spus finlandeza. 12 voinici ar ajunge? Și s-a dus și și-a luat de pe o policioară un sul mare de piele și l-a desfăcut. Pe sul erau scrise niște litere ciudate, și finlandeza a început să citească și a citit, a citit, de curgeau sudorile. Și Renul a rugat-o așa de mult să o ajute pe grecen, Grecean s-a uitat așa de rugătoare și cu lacrimi în ochi la finlandeză, încât aceasta a început să clipească din ochii ei steți și l-a luat pe Ren într-un colț, i-a mai pus o bucată de gheață pe cap și i-a spus în șoaptă. Hardie la crăiașa zăpezii, place la ea și crede că e mai bine acolo decât oriunde în lume. Dar toate acestea sunt din pricină care un ciop de sticlă în inimă și o țandără de sticlă în ochi. Dacă cineva îi scoate ciocul din inimă și țandăra din ochi, atunci se face iar om bun și crăiașa zăpezii nu mai are putere asupra lui. Dar Tu poți să-i dai gretei ceva care să o facă să capete o putere mai mare. Nu pot să-i dau o putere mai mare decât aceea pe care o are acum. Nu vezi cum o slujesc oamenii și dobitoacele și cum a pornit ea de sculță în lume și toate îi merg bine? Puterea ei nu o poate căpăta de la noi. Puterea pe care o are în inima ei și stă în faptul că e un copil drăgălaș și nevinovat. Dacă nu poate singură să ajungă la creasa zăpezii și să scoată cioburile din carl atunci noi nu putem să facem nimic. La două poște de aici începe grădina creesei zăpezii. Du -o acolo pe fetiță, pune lângă un copăcel cu poame roșii care crește acolo în zăpadă, dar nu zăbovi, întoarce-te repede înapoi. Și finlandeza a pus-o pe grece în călare pe ren și acesta a pornit în goana mare. Vai, nu mi-am luat pantofi, nu mi-am luat pantofi! A început să strige grecen că era frig cumplit afară dar renul nu s-a oprit și a ținut-o tot într-o fugă până la copăcelul cel cu poame roșii. A pus-o pe grece în jos, a sărutat-o pe frunte și pe obrajii lui au început să se prelingă câteva lacrimi, apoi a luat-o la fugă înapoi. Biata grecean, a rămas așa, fără pantofi, fără mănuși, pe un ger cumplit. A plecat și ea mai departe cât putea de repede și deodată au întâmpinat-o o mulțime de fulgi de zăpadă. Fulgii nu cădeau din cer. Cerul era senin și lumina de aurora boreală. Alergau chiar pe pământ și cu cât se apropiau, cu atât se făceau mai mari. Grecian și-a adus aminte ce mari și meșteșugiți fuseseră fulgii când se uitase la ei cu lupa. Aici însă erau și mai mari, și mai fioroși, erau vii erau străjerii de la palatul Crăiesei Zăpezii. Aveau chipurile cele mai ciudate. Unii parcă erau niște arici mari și urâți, alții păreau niște mănunchiuri de șerpi încolăciți care își întindeau capetele în toate părțile, iar alții erau ca niște ursuleți bondoți și zbârliți. Toți erau albi, sclipitori. Erau fulgi de zăpadă vii. Grecia a început să se roage și era așa de frică, putea să-și vadă răsuflarea. Aburii răsuflării s-au făcut tot mai groși și mai groși și s-au prefăcut în îngerași, care cum atingeau pământul se făceau tot mai mari și fiecare avea coif, suliță, pavăză. Numărul lor sporea mult, 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 mereu, mereu, mereu și când Grecian și-a isprăvit de spus rugăciunea, o știre întreagă era prejurul ei și în zale împungeau cu sulița fulgii de zăpadă și fulgii se fărmau bucăți și grecia îmi putea să meargă liniștită mai departe. Îngerii îi mângâiau mâinile și picioarele și acum nu-i mai era așa de frig și astfel a putut să ajungă la palatul crăiesei zăpezii. Dar până una alta să vedem cei cu Carl. El desigur că nici nu se gândea că ea acum era chiar la poarta palatului. Pereții palatului erau făcuți din zăpadă viscolită. Ferestrele și ușile, din vânturi vijelioase, erau peste o sută de încăperi, toate așa cum, cum le alcătuia zăpada. Cea mai mare era așa de întinsă că puteai să mergi câteva ceasuri prin ea de la un capăt la altul. Toate erau luminate de aurora boreală și erau goale, ghețoase, reci și sclipitoare. Aici nu era niciodată vreo petrecere, nici măcar un bal de urși la care Bijelia să cânte și și albi să meargă în două picioare și să joace, nici măcar o sindrofie de domnișoare vulpi argintii. În palatul crăiesei zăpezii era pustiu și frig. Aurora boreală se deslușa atât de bine încât puteai număra perdelele de lumină. În mijlocul acestei săli nemărginite și pustii era un lac înghețat, care se sfârmase în mii de bucăți, dar bucățile se mânau între ele așa de tare, încât era o adevărată minunăție. În mijlocul lacului, cine credeți că stătea? Crăiasa zăpezii când era acasă și atunci zicea că șade pe oglinda înțelepciunii și că această oglindă e cea mai bună din lume. Carl era vânăt de frig, ba chiar aproape negru, dar nu simțea frigul, fiindcă crăiasa să zăpezii luase cu o sărutare simțul frigului și inima lui era ca un bulgăre de gheață. Acum se juca. Lua bucăți de gheață nete de ca niște tăblițe și alcătuia din ele tot felul de figuri, așa cum se joacă la noi copiii cu cuburile. Jocul lui însă era așa zisul joc de gheață al înțelepciunii. În ochii lui figurile de gheață erau frumoase și de foarte mare însemnătate. Și asta din pricina ciobului de gheață pe care îl avea în ochi. Așeza bucățile de gheață în așa fel încât să formeze un cuvânt, dar niciodată nu izbutea să formeze cuvântul pe care îl voia și care era veșnicia. Crea să zăpezii zisese așa, dacă izbutești să formezi cuvântul acesta, atunci ai să fii stăpân pe tine însuți și eu am să-ți dăruiesc lumea întreagă și o pereche de patine noi. Dar Carl nu putea să formeze cuvântul. Mă duc în țările calde, i-a mai spus creasa zăpezii. Vreau să mă uit în căldările cele negre. Căldările cele negre erau munții Etna și Vezuviu care scuipă flăcări am să-i mai înălbesc puțin și asta nu-i rău, ba chiar e foarte bine pentru lămâi și struguri. Și creia să a plecat în zbor și Carl a rămas singur în sala cea mare de gheață, întinsă cât vedeai cu ochii și pustie. Se uita la bucățile de gheață și se tot gândea și-i troznea capul de atâta gândire. Și cum stătea neclintit și țeapăn, ai fi crezut că e și el un sloi de gheață. În vremea asta, Grecian a ajuns la palat și a intrat pe poartă. Vânturi tăioase au întâmpinat-o, i-a spus o rugăciune și vânturile îndată au stat pe loc și s-au culcat. Și ea a intrat în sălile palatului mari, goale și reci. Deodată l-a zărit pe Carl. S-a dus de grabă la el, a luat pe după gât L-a strâns în brațe și i-a spus Carl, bine că te-am găsit!" Dar Carl stătea nemișcat, țeapăn și rece. Grecian a început să plângă și lacrimile ei fierbinți au căzut pe pieptul lui, au pătruns până la inimă și au topit bulgărele de gheață și au mistuit ciobul de oglindă. El s-a uitat la dânsa și a început să cânte, ce frumoși sunt randafirii și cad pradă ofilirii, traiul nostru e mai bun când florim și la Crăciun. Când a auzit cântecul, Carl a izbucnit în plâns și lacrimile când au curs s-au luat cu ele și așchea de oglindă din ochi. Și atunci el a recunoscut-o și a strigat plin de bucurie, Grecian, Grecian! Dar unde ai fost atâta vreme? Și eu, eu unde am fost? Și s-a uitat în prejurul lui. Vai, ce frig e aici! Ce pustiu! Și s-a lipit de grecen și i-a plângea și râdea de bucurie. Era așa de frumos încât până și bucățile de gheață jucau de bucurie. Și după ce s-au săturat de jucat, s-au așezat iar jos și au alcătuit tocmai cuvântul de care spusese crăiasa zăpezii că dacă are să-l formeze Carl, are să ajungă stăpân pe sine însuși, iar ea are să-i dea lumea întreagă și o pereche de patine noi. Grecian l-a sărutat pe obraj și obrajii s-au făcut roșii, l-a sărutat pe ochi și ochii au strălucit ca și a ei. I-a sărutat mâinile și picioarele și el s-a îndrăvenit și s-a înviorat. Acum crea să avea să se întoarcă acasă, avea să găsească dezlegarea lui de vraja scrisă cu bucăți sclipitoare de gheață. Cei doi copii s-au luat de mână și au ieșit din palat. Au început să vorbească de bunica, de trandafirii din streașină și pe unde mergeau ei, vânturile nu mai băteau și soarele începuse să iasă când au ajuns la copăcerul cu poame roșii, renul era acolo și aștepta. Cu el era și un ren mai tânăr cu ugerul plin și renul acela le-a dat copiilor lapte cald și i-a sărutat pe frunte. Și renii i-au luat apoi în spate pe copii și i-au dus la căsuța finlandezei și aici s-au încălzit bine și pe urmă i-a dus la căsuța laponei. Lapona în vremea asta le făcuse hăinuțe noi și le reparase Sania. Cei doi reni și cu Lapona i-au dus pe copii până la hotarele țării. Acolo, unde începea iarba, copiii și-au luat rămas bun de la Lapona și de la reni. Păsările cântau, copacii erau înmuguriți și deodată au văzut în fața lor o fetiță călare pe un cal frumos, pe care Grecian îl cunoștea, fusese înhămat la caleașca de aur. Fetița purta o căciuliță roșie și avea pistoale la brâu. Era fetița de tâlhar, se săturase de stat acasă și plecase acum în lumea largă, mai întâi către miază noapte și după aceea avea de gând să ajungă și prin alte părți ale lumii. A recunoscut-o îndată pe Grecian și Grecian pe ea și amândouă s-au bucurat grozav. Te pricep strașnic să cutreier lumea!" i-a spus ea lui Carl. Dar oare meriți tu să umble cineva după tine și să te caute tocmai la capătul pământului?" Grecean a bătut-o ușurel pe obraz și a întrebat-o ce fac prințul și prințesa. Au plecat în străinătate!" a răspuns fetița de tâlhar. Da, cioroiul!" a întrebat Grecian. Mmm, cioroiul a murit și drăguța lui cea domestică, acum o văduvă, și-a legat o ață neagră de picior și plânge după el. Dar ea spune, tu ce-ai făcut și cum l-ai găsit? Și Grecian și Carl i-au povestit tot. Fetița de tâlhari i-a luat pe amândoi de mână și le-a spus că atunci când are să treacă prin orașul lor, are să vie pe la ei. Și după aceea a pornit în lumea largă și Carl și Gretchen au plecat și ei mai departe, mână în mână, și pe unde ajungeau era primăvară cu iarbă verde și cu flori. Și deodată au zărit turnurile unui oraș. Era chiar orașul lor. Au intrat în oraș și au ajuns acasă la bunica și s-au urcat în o dăiță unde toate erau la locul lor ca altădată. Ceasornicul spunea tic-tac și arătătoarele se mișcau. Dar când au intrat pe ușă, au văzut că acum erau mai mari, oameni în toată firea. Trandafirii din streașină erau înfloriți și lângă trandafir erau scăunelele pe care stăteau ei când erau copii. Carl și cu Grecian s-au așezat fiecare pe scăunelul lui, ținându-se de mână. Măreția rece și pustie din palatul creesei zăpezii o uitaseră ca pe un vis apăsător. Bunica ședea la soare și citea, dacă nu veți fi cum sunt copiii, nu veți vedea împărăția cerurilor. Carl și Grecian s-au uitat unul la altul și deodată au înțeles cântecul cel vechi, ce frumos sunt randafirii și cad pradă ofilirii. Traiul nostru e mai bun că florim și la Crăciun. Erau acum amândoi, oameni în toată firea și totuși copii, copii în inimile lor. Și acum venise vara, vara caldă și binefăcătoare.